dedicat aproape din timpul vostru pentru a veni la un astfel de seminar de dezvoltare a afacerilor și dezvoltare personală în același timp, desigur. Și aș vrea să încep cu o întrebare. Ce credeți că este mai important pentru afacere? Timpul sau banii? Timpul. Cine crede timpul? Mâna sus. Cine crede că sunt banii? Mâna sus. Cine nu o să ridice mâna orice ar zice? Da, ambele sunt importante cu siguranță, dar dacă ar trebui să alegem între cele două, eu personal aș alege timpul. De ce? Dacă cheltuim prost 2000 de lei astăzi, putem să câștigăm 2000 de lei din nou? Da sau nu? Da. Cu siguranță. Dar dacă cheltuim prost 2 ore din timpul nostru, mâine avem 26 de ore. Nu. Timpul este o resursă limitată, banii nu. Putem să investim prost, putem să cheltuim mai uria, dar putem să câștigăm înapoi. Însă timpul odată prost cheltuit s-a dus pentru totdeauna. Așa că aveți foarte mare grijă cum vă investiți timpul, pentru că asta o să definească succesul vostru în afaceri și în viață în general. Și tocmai de aceea, din acest motiv, vreau să vă felicit că ați venit în această dimineață la acest seminar să investiți în creșterea dumneavoastră personală și profesională. Foarte rapid, niște topicuri prin care o să trecem în această dimineață, cele două ore jumate care ne stau în față. Cum să organizăm timpul? Dacă este o resursă atât de importantă, trebuie să știm cum să organizăm. Să avem o tehnică foarte simplă, dar foarte eficientă pentru acest lucru. Cum să mărim vânzările și câștigul într-o afacere? Vă interesează acest subiect? Da. O singură persoană? Da sau nu? Da. Cu siguranță, altfel n-am deschis o afacere dacă nu le interesat. Cum să aplicăm un proces de control în afacere? Adică să controlăm afacerea din mai multe puncte de vedere, inclusiv cel financiar. Cum să folosim un marketing eficient? Pentru că știați că 80% din strategia de marketing nu funcționează. Cum ne găsim care 20% care funcționează pentru afacerea noastră, în orașul nostru, în domeniul nostru. Cum să dezvoltăm afacere cu ajutorul sistemelor sau procedurilor. Cum să construim o echipă campion. Nu este vorba de o echipă de campioni sau de vedete. Este mare diferență și o să vedem niște tehnici în acest sens. Și, în general, topicul general acestui seminar este cum să dezvoltăm afacere, cum să creștem afacerea.